crimă teribilă a zguduit comunitatea din Mediaș. O femeie în vârstă de 74 de ani a fost omorâtă marți după amiază de o persoană necunoscută în spatele blocului în care aceasta locuia. Medieșanca a ieșit din apartament să ducă gunoiul, iar când s-a întors de la tomberoane, a fost înjunghiată. Atacatorul i-ar fi furat femeii bijuteriile de la gât, după care a fugit. Oamenii legii încearcă acum să-l găsească. iBac este aplicația creată de un tânăr sibian pentru cei care dau bacalaureatul. Aplicația este gratuită, iar pe lângă mare parte din materiile pentru examen se găsesc și dicționare, variante de subiecte sau bareme. Materiile au fost rezumate de profesori, iar iBac a ocupat primul loc în topul Apple pe categoria de educație din România, unde a devansat Google Classroom sau Duolingo. Sibienii, dar și ucrainienii stabiliți în orașul de pe Cibin își dau întâlnire marți seara, începând cu ora 19 în Piața Mare a Sibiului. Aceștia vor comemora în centrul orașului victimele căzute la datorie în războiul din Ucraina și vor aprinde lumânări în memoria lor. Oamenii vor să-și arate solidaritatea față de cei care de 49 de zile țin piept agresiunii rusești pentru a-și apăra țara.